găsit. Nu e deloc complicat să completați formularul de localizare. O să vă convingeți chiar acum de acest lucru, fiindcă vom completa împreună un formular. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să intrați pe site-ul plf.gov.ro. Acolo vă veți introduce adresa de e-mail, așa că veți primi imediat un mesaj prin e-mail cu un link pe care, accesându-l, va deschide o pagină, la fel ca cea pe care o vedeți în spatele meu. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți aici este să vă completați datele personale. Vom începe așadar cu codul numeric personal pe care va trebui să-l introduceți în acest câmp. Sunt datele dumneavoastră personale de care oamenii legii au nevoie în momentul în care ajungeți la punctul de trecere a frontierei. În continuare avem numele dumneavoastră și prenumele și e extrem de important ca aceste date să fie introduse corect, tocmai pentru a nu-i induce în eroare pe polițiști. Haideți să mergem mai departe să vedem ce alte date ne mai cere această aplicație. Da, țara din care ați plecat. E important să treceți țara din care ați plecat și e chiar obligatoriu, fiindcă așa cum știți, acest formular nu este inclus doar pentru persoanele care vin din afara Uniunii Europene. Trebuie să-l completeze toate persoanele care intră în România, inclusiv persoanele care vin din spațiul european. Am notat țara, am notat orașul din care am venit și în continuare trebuie să spunem dacă suntem în tranzit sau nu în România. Adică dacă stăm o perioadă de 2 săptămâni sau dacă stăm doar câteva ore în zona aeroportului și plănuim să călătorim într-o altă parte a lumii. Extrem de important, în România voi locui la următoarea adresă. Da, să mergem puțin mai departe. Iar aici va trebui să scrieți adresa exactă la care veți sta în România pe toată perioada șederii dumneavoastră. De ce? Fiindcă dacă sunteți confirmat pozitiv cu COVID-19, medicii DSP vor avea nevoie să știe cu cine ați intrat în contact, să stabilească acea listă a contactilor dumneavoastră direcți, iar în funcție de asta se va face testarea. Practic, vor ști exact cu cine ați intrat în legătură. Veți nota inclusiv un număr de telefon la care puteți fi contactat în perioada în care vă aflați în România și pe care va trebui să îl treceți aici. Trebuie să alegem inclusiv vehiculul cu care am venit, dar în continuare trebuie să spunem și ce țări am vizitat anterior, în ultimele 14 zile, înainte să ajungem în România. Să declarați pe propria răspundere dacă aveți un minor în custodie sau dacă ați intrat în România cu un minor și să precizați faptul că ați luat la cunoștință completarea tuturor acestor date. La final mai trebuie să faceți un singur lucru, să mergeți în această zonă și să apăsați salvează. Din acel moment, practic, ați completat formularul, îl trimiteți și puteți să intrați în România.